Bună ziua! Bine ați venit la Conac cu Mieri. Și bine v-am găsit! Și vă invit în căsuța cu miere. Cu miere dulce! Finalul campaniei UE pentru Moldova Rurală este foarte dulce astăzi. Drept că are și niște note amărui. De ce? Povestesc imediat. Mulțumesc! Fiți. Oh, călduț și bine este aici. Și partea asta? Da. Casa Mierii nu e tot ce putem vedea noi aici. Adică această mică căsuță e doar o mică, mică, infimă parte din tot ce are de văzut un turist. Mai aveți și o agropensiune, așa? Aveți stupii, 100 de familii de albine. Aveți livada de prun pe care am văzut-o acolo și mai aveți și o livadă mai exotică, așa, cu niște copaci neobișnuiți care au cică la fel de mult nectar precum salcâmul. Exact. Deci în curtea noastră puteți să, o să vedeți stupina, unde aveam familie de albini, unde se mândria noastră, și livada de prun. Pomii pe care dumneavoastră ați menționat sunt o pepenieră de arbori care se numesc Evodia și este un arbor adus din semințe din Asia. Este un pom foarte, foarte bogat în nectar, care înflorește în timpul critic, timpul lunilor iulie-august. Victor Ciolacu, doamnelor și domnilor, este lângă mine. Un antreprenor care a beneficiat de asistența Uniunii Europene, de sprijin financiar, de un grant în mărime de 250.000 de lei prin programul PARE 1+1. Dar capitalul care a stat la baza acestei cereri nu a fost banii muciți de dumneavoastră peste hotare, ci remitențele pe care le-ați primit de la fiul mai mare. Exact. Și astăzi plecat peste hotare. Unde se află? Exact cum a spus dumneavoastră, banii care au stat la baza investiției sunt lucrați în Italia, în nordul Italiei, deci este feciorul mai mare, care tot se numește Victor, și cu ajutorul lui și împreună am planificat și am dezvoltat investiția care am... Dumneavoastră vă gândeați că acest proiect vă va costa în jur de 600.000 de lei. Ăsta era scenariul fericit. Dar am înțeles că ați ajuns la 2 milioane și cât? Da, da, în 2 ani de zile am trecut de 2 milioane, 2 milioane și 400 de mii, dintre care 1 milion 400 de mii e investiția noastră, cu ajutorul rudelor, cu ajutorul prietenilor, și o mare parte sunt banii accesați de la partenerii noștri, de la ODIM, de la PNUD, alți parteneri europeni. Așa, haideți să vedem cum ați aflat dumneavoastră despre programul PARE 1+1 și cât de complicat sau simplu a fost să depuneți dosarul, ce includea, care erau cerințele față de dumneavoastră. Deci, despre ODIM și despre proiectul PARE, programul PARE 1+1, eu cunoșteam mai dinainte pentru că frecventez multe seminare unde sunt reprezentanți de la organizații și prezint proiectele noi care apar. Eu am fost la curent cu proiectele, cu toate că sunt și în mass media, peste tot sunt informații. Numai că nu eram hotărâți și cu banii, cu... trebuie banii noi întâi să avem, banii noștri să avem, ca să putem să apelăm. Când ne-am hotărât cu familia să dezvoltăm, să construim pensiunea, atunci m-am prezentat la oficiul la ODIM și eu am avut necesitate să cumpăr materiale de construcție. Când am aflat că ele sunt eligibile, eu m-am descurajat și chiar am vrut să plec. Iar doamna de la birou m-a întors înapoi și... Stați că n-am înțeles aici. Cum adică? Ce nu era în regulă sau care a fost obstacolul? Multe lucruri care am vrut eu să le achiziționez din bani, din proiect, nu sunt eligibile. Materialele de construcție și altele nu sunt eligibile. Am înțeles. Și... eu atunci am crezut că degeaba m-am prezentat. Doamna de la birou m-a întors înapoi și mi-a explicat așa. Dumneavoastră scris cererea și între timp o să vă reformulați gândurile
pentru că o să dureze o perioadă, până și o să fie cursurile, până și o să... Și mai degrabă scrieți că peste timp, în timp o să vedeți că o să vă prinde foarte bine. Așa și am făcut, am scris cererea, am prezentat, la moment nu era declarația vamală pe banii care au fost aduși în țară, cu mine am prezentat-o în câteva zile, restul confirmărilor, actele băietului, care, fișorului care a lucrat acolo, era nevoie ca să prezinte, sursele de venit. Extras din conturile, contractele de muncă care el lucrează acolo, că la dânsul contractele de muncă era sezonieri. Și am prezentat pe 3-4 ani contract, a fost de ajuns. Cu toate că am avut și actele soției, pentru că soția a lucrat în tot anii ăștia în Franța, tot contract de muncă. Și am avut de ales, am avut mai multe variante. Am prezentat toate actele, după cerere am îndeplinit-o, nu a fost complicat. Ați prezentat așa un plan de afaceri, ați prezentat documentele care justifică proveniența banilor, da, că vin de peste hotare. Ce ați mai prezentat? Contractele de muncă, respectiv ale persoanei care muncește în străinătate. Altceva? Declarația vamală. Declarația vamală. Sau, dacă nu e declarația vamală, este nevoie de transferurile de la bancă pe persoană să fie de gradul întâi, adică noi n-am avut transferuri, n-am avut declarație vamală. Când a venit acasă, a declarat banii la vamă. În ce an se întâmplă asta? Și în cât timp ați primit confirmarea, răspunsul pozitiv, cum că da, veți beneficia de un grant? Da, deci lucrul ăsta s-a început în 2019, primăvara. Timpul verii noi am așteptat să confirmare, că ni s-a spus că avem nevoie să facem cursurile. Ne-am prezentat la cursuri, cursuri care sunt foarte benefice pentru un antreprenor. Ce ați învățat acolo? Iată, dați-mi trei exemple, pe scurt. Ca să vă spun exact, eu mai mult mi-am confirmat că e o idee de afacere că bună. Ideea pe care eu merg e bună. Când vorbeau doamnele profesoare care ne prezentau acolo lecțiile, aveam o idee că vorbeau despre mine. Spuneau cum trebuie să fie un antreprenor, ce trebuie să, abilități trebuie să aibă, cum trebuie să atârne față de lucru, și eu mă uitam și îmi spune că drept despre mine vorbesc. Așa. Spuneți-mi sincer, da, dacă știați că nu există acest grant, să, așa, ipotetic să ne gândim că nu există această opțiune, v-ați fi apucat de această afacere? Sau anume faptul că puteați miza pe Uniunea Europeană, pe acest sprijin financiar, a și servit drept impuls ca să vă apucați de această afacere? Nu v-ați simțit singur în fața provocărilor? Nici nu se discută cât de important este suportul Uniunii Europene. Cum am spus, granturile care au accesat gospodăria noastră se ridică aproape la 900.000 de lei. Este o sumă enormă și nici de cum noi nici primul pas nu putem să o facem fără acest suport. Nu, asta e unul. A doilea este faptul că toți partenerii noștri ne acordă suport, ghidaj în direcția. Implementarea ideii, da, așa? Da. După ce ați primit banii, da, a mai fost monitorizată afacerea? Poate a venit cineva aici să vadă ce construiți, cum construiți, cum amenajați? Da, toți partenerii. Și cu toți partenerii am avut acorduri separat și am avut verificări unde s-au prezentat la fața locului, cum mergeau lucrările, le trimiteam și poze, era la curent. Am avut parteneri care ne-au alocat un designer care ne-a făcut designul și în fiecare câteva zile discutam cum să facem, cum să schimbăm, dacă e de schimbat, cu acordul lor.
La fel, reprezentanții de la ODIM au fost la fața locului, au verificat toate lucrurile care au fost achiziționate din suma dată. Deci, ca să fie cunoscute condițiile programului PARE 1 plus 1, este necesar să fie accesat site-ul instituției ODIM pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, www.odim.md, și este secțiunea PARE 1 plus 1. Acum, dumneavoastră aveți o afacere, eu îi zic așa, cu un gust dulce amărui. Calea nu a fost deloc ușoară și dumneavoastră ați fost plecat peste hotare și soția a fost plecată. Îmi povesteați cât de grea a fost despărțirea de cei doi copii pe atunci mici, când ați fost în Grecia. Că eu glumeam, zic, mandarinele și portocalele totuși nu erau atât de dulci când erați departe de casă. Deci v-ați încercat norocul de a câștiga banii peste hotare. Și ce ați înțeles? Că nici nu câștigi atât de mult, nu are rost. De ce ați revenit acasă? Motivul principal de revenire acasă a fost să fim alături de copii. În cazul în care noi îi luam cu noi acolo, am făcut o schiță așa la viața care o să fie acolo și am făcut un calcul că nu prea este rezonabil să ne mutăm cu totul acolo, pentru că apar cheltuieli în plus. O persoană nu poate lucra, că copiii trebuiau duși la grădiniță, la școală. Și pentru noi a fost important să avem puțin finanță ca să începem ceva aici acasă, ca să ne putem să activăm aici, pe loc. Și soția a fost plecată în Franța o vreme, când deja copiii erau mai mari. Da, noi am plantat livada după ce am venit de la Grecia, am procurat pământ, am plantat livada, am procurat stupii și am avut nevoie de un utilaj agricol. Am procurat utilajul agricol și cu o parte din bani au fost împrumutați. De asta a fost nevoie să plece și 2 ani de zile a fost traseu Paris-Chișinău, la 2-3 luni revenea acasă, iar lucram și ca să ne descurcăm, să mișcăm. Și această afacere, Conacul Mierii, există doar pentru că voi, părinții, v-ați dorit foarte mult să reuniți familia. Încă mai visați că fiul cel mare va reveni acasă din Italia. El are așa gânduri măcar, sau deci, nu? Deci, fiul cel mare au revenit. Cel mic. Da, unul din scopuri, cum am spus, a fost că noi să-i atragem acasă. Și după ce a fost lansat traseul turistic doar de Codru, cu căsuța Mierii, cu această locație, veneau turiști și ne întrebau de cazare. Atunci noi, având construcția ridicată, ne-am gândit că poate să facem o agropensiune, unde să putem activa toți și să le dăm o speranță, pentru că și ei nu vroiau să riște, să vii, era așa la dubii. Atunci i-au dat acordul, am discutat toată întrebarea în familie, pentru că e un proiect ambițios și necesită multe cheltuieli și numai datorită suportului și moral și cu dânsi împreună toate proiectele, chiar și proiectele pentru că n-am îndeplinit fișa pentru cereri, împreună cu Nora, ea era acolo la Italia și la computator scrie și planul făcut împreună, am făcut toate cele. Am venit acasă, am revenit cu totul, au vreo 2 luni și începem a activa în pensiune. Deci fiul cel mare se simte confortabil, nu regretă că a revenit acasă? Se simte bine nu, aici nu regretă, nu regretă și văd că are viziune pentru a dezvolta stupina. Chiar planificăm pe viitor, poate anul 2021 sau 2022, să mai accesăm un proiect subvenție în avans și o să vedem cum să primim. Subvenție în avans? Asta ce e? Deci tot este un proiect unde
beneficiază antreprenorii noi, care s-au deschis o afacere nouă, care nu are vârsta mai mare de un an de zile, pot să înaintezi un dosar cu un business plan până la 1.000.000 de lei, dintre care 650.000 de lei este suportul și 350.000 de lei este contribuția proprie. Dar prin ce program? Cine îl susține? AIPA, Agenția de Intervenție Specială în Agricultură. Am înțeles. Bun, haideți să ne lămurim acum cu programul PARE 1 plus 1. Despre condiții am vorbit, planurile dumneavoastră de extindere a afacerii am înțeles. Vreau să menționez că PARE 1 plus 1 a întors foarte mulți cetățeni moldoveni care munceau peste hotare, i-au întors aici la noi acasă. Ar fi vorba de 600 plus minus cetățeni și s-au făcut investiții de 367 milioane de lei în diverse afaceri, au fost atrase prin intermediul PARE 1 plus 1. Cum credeți, antreprenorii mici și mijlocii pot să au temei să se teamă să inițieze afaceri în localitățile rurale, pentru că acum suntem în satul Micleușeni, de exemplu. Au motive să se teamă atunci când există un asemenea program, atunci când există suportul uriaș al Uniunii Europene. Eu o văd uriaș, fiindcă am cunoscut foarte mulți beneficiari în campania UE pentru Moldova Rurală, care s-au bucurat de suportul Uniunii Europene. Eu cred că... Care e cel mai mare obstacol până la urmă? Și turismul rural e viitorul. Iată, Conacul Mierii e inclus în traseul Dor de Codru, care e dezvoltat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Sunt 20 de obiective turistice incluse aici, conectate 3 sate. Se poate întâmpla asta și în afara rezervației codrilor și în alte sate, în alte localități rurale. Turismul rural în Moldova are rost sau nu? Are sort, sigur că are rost. La moment e o stagnare din cauza bineștiută pandemia. Noi în 2018 am început să avem turiști de psicotare și din Statele Unite și din Republica Sud-Africană, din toată Europa, grupe de copii. Sunt mulți interesați și mulți doresc să vadă Moldova. Trebuie de investit, noi trebuie să facem lucrurile să fie frumoase, nimeni nu o să vie să ne... Dar cu ce să ia de menim? Bine, dumneavoastră aveți mierea. Adică trebuie să fie o afacere sofisticată, să ai condiții de lux. De ce are nevoie turistul străin? Eu cred că dacă să vorbim de antreprenori care să inițieze o afacere, primul filtru prin care trec, într-adevăr, este chiar comisia sau selectarea la ODIM, pentru că dumneavoastră văd mai bine, are viitor această afacere sau se merită de investit în domeniul dat sau nu se merită. Este un filtru și specialiștii de la ODIM. Trebuie să fie ceva complicat, o afacere impresionantă, să ai hectare de nu știu ce, să ai condiții de lux sau ce vrea turistul. Chiar și cel intern, chiar moldovenii noștri, când călătoresc prin țară, ce vor să vadă? Eu pot să vorbesc despre locația noastră. Da. Toți care vin la noi sunt impresionați, pentru că noi le prezentăm stupii, le povestim despre albine. Este ceva nou pentru toți, chiar și copiii sunt foarte entuziasmați. Eu, în timpul când e cald, le deschid stupul, le prezint regina trântorii, albina lucrătoare, le povestesc procesul de extracție. E ceva nou și foarte, foarte interesant. Ce în orașe, presupun eu, în junglele nostru de asfalt nu pot să vezi. Deci eu vă doresc mult spor. Apropo, câte locuri de cazare aveți? Deci noi avem 4 camere, da, unde în fiecare cameră se poate caza o familie. Și înțeleg eu că deja e sezonul întoie, adică pot să vină oaspeții, lucrați anul împrejur, da? Chiar și iarna ai ce vedea aici, pădurea.
acoperită de zăpadă, cred că arată frumos. În timpul primăverii și timpul verii e o frumusețe de nedescris. Levadă de prun, levadă de măr, migdale înfloriți. Da, o floare timp, și atunci florile astea. Începutul, luna mai, o mireasmă de salcâm care te îmbată tot satul. După asta se trece salcânul, se începe floarea de tei. La fel, un miros de tei de jur împrejur. Iarna ne ademenește cu liniștea care e aici la noi, cu zăpadă și cu... Aveți șeminiu acolo, trosnesc lemnele? Da? Avem noi un loc unde să ne ascundem de frig. Și vorbim de camere. Fiecare cameră are bloc sanitar, duș, toate condițiile. Cu condiționer, cu spațiu de odihnă, avem ospătărie, avem bucătărie și toți care gustă din bucatele noastre doresc merevie. Dar cine gătește? Soția. Soția? Bucătărie exact. Tradițională moldovenească? Da, da. Da. Locală. Gata, pe mine m-ați convins că vreau să vin, să cunosc mai multe. Priveliștele, într-adevăr, sunt încântătoare. Aveți o deschidere atât de frumoasă spre dealuri, spre văi. Ai ce vedea aici. Noi ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Vă amintesc că a fost ultimul tur din campania UE pentru Moldova Rurală, care ne-a demonstrat că localitățile rurale pot deveni un colț de rai atunci când oamenii de afaceri de aici, din localitate și nu numai, au mâini harnice și investesc în primul rând pasiune și suflet. Domnul Victor Ciolacu, fondatorul Conacului Mierii din satul Micleușeni, raionul Strășeni, a beneficiat de un grant în mărime de 250.000 de lei prin intermediul programului PARE 1+1, care este finanțat de Uniunea Europeană. Ei, are și el alți prieteni, ar fi și Galul aici de pomenit, parteneri de afaceri, ca așa să le zicem, sunt partenerii dumneavoastră în afacere pe care ați lansat-o și pe care o dezvoltați cu multă dăruire de sine. Trebuie să vă menționez două site-uri foarte utile pentru voi, cei care aveți idei de afaceri. EU4Business.md și EU4CivilSociety.md. Accesați-le, vedeți ce propune delegația Uniunii Europene, vedeți programele care vă stau la dispoziție. Accesați site-ul www.odin.md, acolo puteți să cunoașteți programul PARE 1+1, care l-a și ajutat pe domnul Victor Ciolacu să meargă înainte să propulseze afacerea atât de dulce și un pic amăruie de aici, din Micleușeni. Parcă v-am zis tot. Fiind ultima întâlnire, nu vreau să omit nimic. Vă doresc multă sănătate, mâncați miere, face bine și fiți, da, sănătoși, puternici. Urmăriți pagina Împreună Mai Puternici, pagina de Facebook. Acolo veți vedea diverse noutăți care vin de la Delegația Uniunii Europene. Și vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi în acele tururi frumoase prin Moldova. Am cunoscut oameni de afaceri extraordinari, cu afaceri care te inspiră, care te fac să crezi că acasă este bine și că poți reuși foarte multe, desigur având susținerea Uniunii Europene. Vă mulțumesc!